Bună ziua! Astăzi continuăm seria AmCham Explains și vorbim despre arbitraj, arbitrajul comercial și instituțional. Sunt Roger Gladei, sunt conducătorul biroului de avocați Gladei și Partenerii și președinte al Camerei de Arbitraj Internațional pe lângă Camera de Comerț Moldo-Americană. Deci, în primul rând, de ce arbitrajul? Cine vine în arbitraj? Cei care nu mai vor să meargă în instanțele de judecată pentru că știu care sunt carențele instanțelor de judecată și nu le vom dezvolta aici pentru că de obicei lumea le cunoaște. Doi, cei care vor un sistem alternativ, vor o alternativă reală, modernă, fiabilă și eficientă pentru soluționarea litigiilor. Nu este de mirare, deci, că rolul și numărul proceselor soluționate de arbitraj pe scară internațională crește și dacă tempoul de creștere în perioada de până la 2020 era de undeva 3% pe an, în perioada următoare, sub influența COVID-ului și situației pandemice și post-pandemice, dar și a războiului mai nou, creșterea litigiilor soluționate în arbitraj este mult mai nuanțată, tempoul fiind de circa 10% pe an. Acest fenomen se regăsește și în Republica Moldova. Rolul arbitrajului crește, despre asta vorbesc cifrele, inclusiv analiza făcută în 2022 de către arbitrajul nostru, de către CACIC, care, pe exemplu, pe un eșantion de 225 de hotărâri arbitrale, analizate pe întreg sistemul judecătoresc, a arătat că în majoritatea cazurilor, în 76% dintre cazuri, instanțele de judecată au eliberat titluri executorii în baza hotărârilor arbitrale. De ce încep cu asta? Pentru că asta a fost, de fapt, principala plângere, principalul neajuns care a fost evocat, semnalizat de către litiganți, de către participanții la circuitul economic, de ce arbitrajul nu este încă suficient de mult utilizat în soluționarea litigiilor. Situația se îmbunătățește, deci, 86.3% dintre hotărârile judecătorești sunt aduse la executare silită prin obținerea titlului executoriu și timpul în care sunt eliberate titlurile executorii la fel s-a scurtat. Majoritatea, deci în jurul la 50% din titlurile executorii, sunt eliberate într-o perioadă de până la 60 de zile. Da? Deci situația în Republica Moldova este mai bună decât înainte. Poate nu suficient de bună, însă și efortul autorităților vine să completeze acest trend, prin faptul că, pe de o parte, a fost deja elaborat și este propus scopul consultărilor publice proiectul de modificări la legea cu privire la arbitraj, de fapt la cele două legi cu privire la arbitraj, da? Și, pe de altă parte, s-au operat deja modificări la legea taxei de stat, care, de fapt, o lege nouă taxei de stat, care va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2024, în care se va restabili echitatea și pe partea de taxe de stat. Adică cunoașteți fenomenul că, în perioada recentă, în perioada mai nouă, în interesele anumitor grupări, au fost plafonate taxele de stat în instanțele de judecată. Da? Aceasta a dus la un avantaj competitiv necuvenit, să spunem așa, pentru instanțele de judecată de stat, ori arbitrajul a fost pus în situația de Cinderella, care trebuie să se auto-întrețină fără ajutorul statului. Acum, level playing field se restabilește, adică regulile de joc vor fi aceleași pentru a intra în litigii, da? Deci costul de a intra în litigii va fi aproximativ același, da? Plus minus, adică noi am făcut deja o analiză pe partea de CACIC, de arbitrajul internațional comercial al AmCham și onorariile noastre, taxele noastre de arbitraj, nu sunt mai mari decât taxele de stat modificate conform legii noi cu privire la taxa de stat. Deci, în câteva cuvinte, ce este CACIC, ce este arbitrajul nostru. Da? După cum și sugerează acest acronim, dar o să-i dăm acum o altă conotație, CACIC înseamnă competență, CACIC înseamnă autonomie, CACIC înseamnă cost-eficiență, independență și confidențialitate. Parafrazând, de fapt, cele 5 litere. Competență înseamnă că CACIC intervine pe partea de administrarea procesului în arbitrajul instituțional și pe partea de fluidizarea procesului, facilitarea procesului pe partea de arbitraj ad hoc. Părțile sunt libere să-și stabilească regulile, chiar dacă CACIC le propune o serie de reguli, arbitrii, procedura, durata, absolut totul. Deci este vorba despre autonomia părților, despre care vorbim puțin mai târziu. Pe partea de competență, în litigii, majoritatea litigiilor pot fi soluționate în arbitraj, inclusiv în CACIC. Poate cu excepția celor care țin de stat, adică relații legate de concesiuni, de achiziții publice, de insolvabilități și un cerc foarte limitat
și din ce în ce mai limitat de litigii care nu pot fi soluționate în arbitraj. Autonomie, după cum și am sugerat, înseamnă că părțile au autonomie deplină. Avem o listă a arbitrilor bine selectată, cu persoane reputabile, cu persoane oneste, cu persoane foarte calificate, cu experiență practică pe diferite domenii, din care părțile pot alege arbitrii care să-i utilizeze în soluționarea litigiilor lor. Totuși, părțile pot veni cu arbitrul sau arbitrii săi. Este posibil și este încurajat. La fel și cu regulile de procedură, părțile nu sunt ținute de regulile de procedură care sunt propuse de către FOR, de către CACIC. Mai mult ca atât, părțile pot opta pentru procedura accelerată sau procedura de urgență. Procedura accelerată expeditivă înseamnă că litigiul va fi soluționat în 3 luni de zile de către un arbitru și la un preț redus, adică onorarele vor fi mai mici. Este, de fapt, argumentul principal pentru care membrii AMCEAM, într-un sondaj recent, au susținut că ei sunt interesați de CACIC. Anume pentru fapt că există o procedură simplificată, o procedură virtualizată, online, da, care nu presupune chemarea, invitarea părților, citarea și așa mai departe, ceea ce v-ați ciocnit în instanțele de judecătorie de stat, da? Și care culminează cu emiterea unei hotărâri care poate fi, am arătat puțin mai înainte că și este, încuviințată spre executare de către forurile de stat. Independență înseamnă că arbitrii nu pot fi influențați. Înseamnă că arbitrii sunt selectați după principiul reputației, calificării și în scopul de a pune la dispoziția părților niște persoane pe care te poți baza, în care poți avea încredere și respectiv pe care poți conta în scopul emiterii unei hotărâri calificate. În sfârșit, confidențialitate. Confidențialitate, spre deosebire de instanțele judecătorie de stat, procedura, dar și hotărârea în arbitraj este una confidențială. Adică aveți privilegiul că nu va ști toată lumea despre ce și cum a fost acest litigiu, adică vă puteți conserva goodwill-ul, vă puteți preveni disiparea informației confidențiale și în acest fel de a vă asigura continuitatea business-ului și protecția intereselor comerciale. Aceasta sunt elementele de bază. În cazul în care vă doriți mai multe informații, în particular despre CACIC, avem secretariatul CACIC la care vă puteți adresa. Este pagina dedicată, sub pagina dedicată pe pagina web al AMCEAM și respectiv vă asigur că având în vedere schimbarea și cadrului legal aferent, cum am spus, este vorba despre modificarea legislației cu privire la arbitraj, dar și modificarea legii cu privire la taxa de stat prin aducerea unei legi noi. Începând cu 1 ianuarie 2024, vom avea un cadru legal mult mai enabling, mult mai încurajator pentru arbitraj. Însă pentru a ajunge în arbitraj de atunci încolo, clauza de arbitraj trebuie deja astăzi introdusă în contracte, ceea ce și vă încurajăm să facem. Să aveți o zi frumoasă în continuare!